Bine, v-am găsit din nou. De această dată o să vorbim despre o categorie de animale, intitulată Animale vertebrate, adică acele animale care prezintă coloană vertebrală și schelet intern. Vreau să vă spun că zoologia este o ramură a biologiei, studiază animalele, botanica este tot o ramură a biologiei care studiază plantele, anatomia studiază omul și ecologia studiază relația dintre Om și natură, adică mediul în care trăiește omul. Zoologia vertebratelor este o ramură a zoologiei care studiază animalele vertebrate, dezvoltarea lor și mediul lor de trai. Animalele vertebrate pe care le observăm în imaginea din dreapta sus. Și din stânga jos sunt cele mai dezvoltate dintre toate speciile de animale. Aceste animale au toate sistemele de organe dezvoltate și s-au adaptat la toate mediile de viață pe care le cunoașteți acvatice reprezentate de pești, atât acvatice cât și terestre reprezentate de amfibieni, în mediul, la mediul terestru, mediul în care trăiesc reptilele și mamiferele, și mediului aerian, în care trăiesc o bună parte din viața lor, păsările. În continuare, o să începem să vorbim în continuarea acestei lecții despre pești. O să studiem peștii de apă dulce, având ca reprezentant crapul, și peștii marini, având ca reprezentant rechinul. O să aflăm în această bucată de lecție. Atribuită peștilor de apă dulce, cum sunt adaptările acestor pești la mediul acvatic, care este alcătuirea externă și internă a peștilor, lucruri legate de înmulțirea lor și despre valoarea și importanța lor economică. Pentru început, spunem că peștii sunt animale vertebrate deoarece au coloană vertebrală adaptați la mediul acvatic. Crapul, care le vedeți în cele două imagini, este un pește de apă dulce, trăiește în, acestea, în aceste ape, în locuri bogate în vegetație dacă ar fi să-i studiem alcătuirea corpului, el este alcătuit, observați în imaginea din stânga jos, din cap, trunchi și coadă. Observați încă o dată capul, trunchiul și coada. După cum observați în imagini, capul crapului este turtit în lateral și fără solzi. Are două perechi de mustăți, se observă bine în imaginea din stânga jos, aici unde indic eu cu mausul, pe buza superioară care servesc la pipăit. Ochii sunt rotunzi, fără plioape, iar în spatele lor se află operculele în această zonă. Peștii nu au ce face cu plioapele în mediul acvatic, deoarece ochii lor sunt umeziți tot timpul datorită mediului în care trăiesc, rolul plioapelor fiind și acela de a umezi ochii. Aceste căpăcele de pe laturile capului se numesc opercule. Aceste opercule acoperă branhiile aflate de desubt, care sunt organe de respirație la pești. După cum observăm în cele două imagini, Trunchiul este turtit din lateral și are solzi rotunjiți care se acoperă unii pe alții ca și țiglele unei case. În piele există glande care secretă mucus, de aceea peștele este alunecos. De menționat faptul că solzii peștelui sunt produși de piele. Pe laturile corpului, aici ne indic eu cu mouse se află o linie laterală cu ajutorul căreia peștele simte curenții și obstacolele din apă. Pe trunchiul peștelui se află în notătoarele perechi: care sunt cele pectorale, aici și aici. Și abdominale, aici și aici, iar cele neperechi sunt în notătoarea dorsală, observați aici, mare și bine dezvoltare. anală și codală, după cum v-am mai spus, sub solzii crapului se află pielea care produce la rândul ei acești solzi. Dacă îndepărtăm solzi și pielea, observăm mușchii și ce vreau eu să vă arăt, acea linie laterală de care v-am spus un pic mai devreme, cu care peștele simte obstacolele și curenții din apă. Observați. Crapul înoată prin mișcările ondulatorii produse de musculatura trunchiului și a cozii, care observați că este destul de bine dezvoltată, cu care lovește apa de la stânga la dreapta, împigând și propulsându-și corpul înspre înainte. Înaintarea este favorizată și de forma hidrodinamică a corpului, dar și de mucusul care îl acoperă. Observăm cum crapul înnoată prin acele mișcări ondulatorii produse de musculatura corpului, a trunchiului și a cozii cu care lovește apa. Și, după cum observați în animație, are o viteză destul de mare. Înnotătoarele perechi, adică cele pectorale și abdominale, servesc drept cârmă, adică cu ele își modifică direcția, iar cele neperechi, pentru echilibru și mai puțin pentru înaintare. Pentru înnot menționăm faptul că, virgulă, crapul nostru folosește vezica înnotătoare, o vedem în imaginea din dreapta, aici, unde indic eu cu mausul, situată sub coloana vertebrală, vezică care are două compartimente, se observă foarte bine mărită în imaginea stânga jos, și care este legată printr-un tub de faringe, și se umple cu un gaz numit azot. Observăm în această imagine, foarte bine reliefată vezica notătoare, când această vezică se umflă, peștele se ridică la suprafață, când se desumflă, el se lasă la fund, deoarece se modifică. Densitatea corpului. Observăm încă o dată. Legat de modul de hrănire al crapului, putem spune că este omnivor, deoarece se hrănește cu animale mici și plante din apă. Hrana trece din apă în cavitatea bucofaringiană, aici la nivelul acestuia, unde vă indic eu cu mouse printr-un esofag scurt ajunge în stomac, observați, vă indic aici, apoi în intestine care se deschid la est exterior prin orificiul anal sau Anus În această imagine observăm mai bine detaliile sistemului digestiv al crapului. După cum am spus, hrana trece din apă în cavitatea bucofaringiană, printr-un acest esofag scurt, ajunge în intestine care se deschid la exterior, prin orificiul anal, stomacul pe care îl observăm aici este nediferențiat. Să mai observăm o dată. Observați traiectoria hranei. În cazul crapului, care este un pește de apă dulce, respirația se face cu ajutorul branhiilor, le observați aici, asemănătoare unor lame bine vascularizate, adică reprezentate în vase de sânge, așezate în camerele branhiale. În inspirație, când apa scaldă branhile, au loc schimburile de gaze, opercurile fiind închise. În momentul în care expiră, opercurile se ridică, iar apa cu dioxidul de carbon iese din camerele branhiale. Observăm în această animație cum apa încărcată cu oxigen, săgeata aceasta roșie, este înghițită, scaldă branhile, lasă oxigenul, ia dioxidul de carbon și apoi este eliminată sub forma săgeților albastre. Inima la crap are două camere, un atriu și un ventricul. Vasele de sânge sunt arterele, capilarele și venele, de menționat că sângele oxigenat nu se amestecă niciodată cu cel neoxigenat. Observați inima bicamerală a peștilor, aici unde indic eu cu mausul, formată dintr-un atriu și un ventricul, prin care Circulă doar sânge neoxigenat. Sângele oxigenat circulă prin sistemul arterial de la branhi la diferitele organe și țesuturi, unde cedează oxigenul. Observați când își schimbă culoarea, se încarcă cu dioxid de carbon și se întoarce înapoi pentru a fi oxigenat. De menționat că la pești circulația sângelui este închisă, ce înseamnă faptul că este închisă, adică este formată dintr-un sistem de vase, cum observați în imagine, fără întrerupere între ele. La fel, circulația este simplă, în sensul că sângele trece numai o singură dată prin inimă într-un circuit legat de înmulțire menționăm faptul că la crap există sexe separate adică masculi și femele masculii observăm în această imagine sunt mai mici au testicule iar femelele ovare Celulele sexuale sunt eliminate printr-un orificiu genital așezat lângă orificiul anal. Femelele depun ouăle, numite icre, în apă, iar masculii depun peste ele lapți. Fecundația are loc în apă și se numește fecundație externă. Din ouăle acestea care le observați în stânga jos, ies puii un pic mai măricei, observați în imaginea dreapta jos. Observați în această animație cum femela vine și depune icrele, după care vine masculul și lasă lapții, și le fertilizează după ce are loc fertilizarea după 5 sau 8 zile în funcție de temperatura apei ies puieții. Puieți care o parte sunt mâncați de pe și de alte animale acvatice, cum este pelicanul, varza sau rața sălbatică. Este de menționat faptul că reproducerea crapului are loc în lunile aprilie, mai, iunie, atunci când apa depășește ca și temperatură 18 grade Celsius cu plus. În această perioadă, femela care observați în această învălmășeală de pești din imaginea dreapta sus, poate avea o cantitate de icre de până la 23% din greutatea ei corporală. Uneori, burta femelei este atât de mare și de încărcată cu icre, încât masculul de crap este nevoit ca să dea capuri în burtă femelei ca aceasta să poată elimina toate icrele în apă. Observați în imaginea din dreapta acea femelă cu burta imensă plină de icrele care vi le-am spus. Icrele care le observăm în imaginea din stânga jos, care vor ecloza și vor ieși peștișori mici din ele dacă temperatura apei este ok, nu variază, este constantă între 5 și 10 zile, cu condiția ca aceste ouă să ajungă pe vegetație subacvatică, pe crengi și pe buturugi, să fie fecundate și stropite de masculi cu lapți dacă ajung pe fundul lacului sau a bălții în mâl, aceste ouă nu fecundează și din ele nu ies peștișori mici. După cum bine știți, dacă nu știți, aflați acum, temperatura corpului la pești este variabilă, adică este dependentă de cea a mediului ambiant. Iarna, peștii care observăm în imagine, stau în amorțire până vine primăvara pe fundul apei. Această amorțire poartă numele de somn de iarnă. După cum observăm, forma corpului, așezarea solzilor, mucusul, înnotătoarele, linia laterală, vezica notătoare și respirația branhială sunt adaptări la mediul acvatic care îi ajută pe acești pești să trăiască și să se reproducă cu succes în apă. Alături de crapul comun, care le vedem în imagine și care le-am studiat, numit crap fitofag, crapul de bază din apele noastre din România, mai avem crapul oglindă, observați în imaginea din dreapta sus unde vă indic eu cu mouse-ul. zice așa datorită acestor solzi mari de pe corpul lui, asemănător unor oglinzi, crapul golaș, tot din această imagine, îi spune golaș deoarece are doar câțiva solți din diferite zone ale corpului. Amurul sau teno, tenul, îi spun pescarii, în imaginea din dreapta jos, și crapul novac sau crapul chinezesc, care este o specie invazivă, puțin valoroasă. În apele dulci menționăm faptul că trăiesc și pești răpitori. Cum sunt știuca, observăm în imaginea din dreapta sus, cum sunt bibanul în centrul, șalăul în stânga jos, somnul în stânga sus și păstrăvul în imaginea din dreapta jos sunt pești răpitori care au o carne deosebit de gustoasă și fiecare au povestea lor. În continuare, în continuare acestei lecții urmează după ce o să admirați voi această femelă frumoasă de crap care are undeva la 40-50 de kilograme și posibil o cantitate mare de icre în această burtă imense, o să studiem noi, în cele ce urmează, peștii marini. O să aflăm despre unele specii de pești marini, având ca și reprezentat de bază rechinul, o să vedem câteva categorii de pești migratori marini, și o să vedem care este importanța economică a peștilor. Începem și studiem rechinul. Rechinul, după cum observați în imagini, are corpul alungit și suplu, poate depăși la maturitate 2 metri lungime, este acoperit Copiele de culoare neagră, albăstruie pe spate și albicioasă pe pânte, ce observați în imaginea din dreapta sus, corpul său terminându-se cu o coadă puternică. Aeste are și niște solzi foarte fini, sunt ca niște plăci osoase prevăzute cu un orientate și îndoite înapoi Observăm încă o dată această culoare neagră albăstruie are chinului, colpul său, a rechinului, corpul său alungit și culoarea albicioasă de pe partea ventrală, adică de pe burtă. După cum am spus, în piele se găsesc solzi, observăm aici, care sunt formați dintr-o placă osoasă și un ghimpe orientat înspre înapoi. Vă rog să vizualizați animația. Bineînțeles, aceste componente sunt mărite la microscop pentru ca voi să le puteți observa. Menționăm că sub piele rechinul are mușchi foarte bine dezvoltați și așezați în jurul unui schelet cartilaginos numit zgârci. În ceea ce privește alcătuirea corporală, observăm capul care are un bot ascuțit, gura care se află pe partea ventrală, adică de desubt, ca o crăpătură transversală și are numeroși dinți ascuțiți. Înainte să observăm botul ascuțit și acești dinți ascuțiți dispuși pe două rânduri, Observăm coada puternică pe care o prezintă rechinul împărțită în doi lobi inegal. Lobul dorsal este mai mare decât lobul ventral. În imaginea din dreapta avem crapul care are coada cu doi lobi egali. În această imagine se observă foarte bine botul ascuțit al rechinului și această gură situată ventral cu dinți ascuțiți așezați pe două rânduri. iar în momentul în care mușcă prada cu o forță foarte mare, aceasta nu mai are nici o șansă de scăpare. De o parte și de alta a capului observăm 5 sau 7 fante branhiale care formează branhile. Pe trunchi mai observăm la fel ca și la crap, în notătoarele perechi și neperechi, vreau să vă spun că rechinul este un bun înotător și se deplasează pe distanțe mari cu o viteză de până la 40 de km pe oră. legat de regimul lui de hrană, putem spune că se hrănește cu scoici, cu pești, cu foci, cu tot ce întâlnește prin apa mărilor și a oceanelor, iar uneori, putem spune noi din greșeală, atacă și omul. Este un pește carnivor, un răpitor feroce, cu acești dinți numeroși și ascuțiți și tăioși cu care sfâșie rana. Respirația la rechin se face prin branhii care nu sunt acoperite de opercule. Observați aici, am observat și mai devreme. Branhile sunt așezate în pungi branhiale, care comunică cu exteriorul prin fantele branhiale. În fiecare pungă branhială se află o singură branhie. Ele sunt scăldate de apă, iar schimbul de gaze se realizează ușor, exact ca și în cazul peștilor osoși, a celor de apă dulce, adică a crapului. Înmulțirea la rechin este deosebită față de crap. Fecundația este internă. Ouăle fecundate ajung în apă unde se dezvoltă puii. Există unele specii de rechin la care dezvoltarea ouălor se face în interiorul corpului. În Marea Neagră observăm noi în aceste imagini trăiește un rechin numit câinele de mare care nu depășește însă în lungime un m și 70 de centimetri la maturitate. Acesta prezintă la notătoarea dorsală un spin, motiv pentru care denumirea lui este spinii dogfish. În apele mărilor și oceanelor, după cum am spus la începutul lecției, trăiesc specii de pești numite sturioni cum sunt morunul, nisetrul și păstruga, și mai avem cega, care este un pește de apă dulce, și face parte tot din categoria sturionilor. Observăm în această imagine cei patru sturioni, morunul, care, după cum observați din imagine, este cel mai mare sturion din apele noastre. În Dunăre îl întâlnim, migrează în Dunăre, atinge 9 metri lungime și poate ajunge la 1500 de kilograme. Poate atinge o vârstă apreciabilă de 100 de ani dacă nu este prins de către pescari și omorât. Nisetrul, observați, este un pic mai mic, adică poate ajunge până la 1,6 metri, greutatea maximă de 12-15 kg. Următorul sturion este păstruga, se remarcă prin acest bot lățit ca și cel de la rață, are o lungime de 1,2-1,4 metri și o masă o greutate de 6-8 kg la maturitate. Cega observați are o formă caracteristică cu un bot lung triunghiular și ascuțit. Are o lungime obișnuită de maxim 80 de centimetri și iar la maturitate poate să ajungă undeva la 4-5 kg acest pește de apă dulce care nu migrează în apele sărate ale mărilor și ale oceanelor, este crescut cu succes în crescătorii cu apă caldă din țara noastră. La acești pești observăm, ca și în cazul rechinului, o notătoare codală cu doi lobi inegali, Skeletul acestor pești fiind cartilaginos osos. Adică capul este de natură osoasă, iar restul scheletului este cartilaginos. La rechin, tot scheletul corpului este cartilaginos. Se hrănesc cu insecte, larve de insecte, moluște, crustacee și pești mici de menționat că sunt pești răpitori. Înmulțirea lor se face prin ouă pe care femelele le depun în Dunăre, apoi împreună cu puieții, după ce aceștia au eclozat, se întorc în mare. Sunt pești migratori, excepție face cega, care, după cum am mai spus, trăiește tot timpul în Dunăre. Sunt pești cu o mare valoare economică, deoarece aceștia produc vestitele icre negre, morunul, nisetul și păstruga, care, observați în imaginea din stânga jos, sunt foarte valoroase. Ca și importanță economică, Putem spune că toți peștii au carne gustoasă, hrănitoare, bogată în grăsimi, vitamine și săruri minerale. Această carne se poate consuma proaspătă, observăm în imaginea din dreapta jos, sau conservată în conserva din imaginea din dreapta sus. Din ficatul peștilor se obține untura de pește bogată în vitamina D, necesară în alimentația copililor pentru a dezvolta un sistem osos, puternic și dezvoltat armonios. Solzii, oasele și capetele pe care noi nu le prea consumăm sunt întrebuințate pentru obținerea făinii, și a cleiului de pește. Făina de oase de pește este folosită în hrănirea și furajarea animalelor. Știința care se ocupă cu creșterea și îngrijirea peștilor se numește piscicultură. La final, alături de acest frumos pește lună, observați în imaginea din dreapta, un pește foarte mare, la fel ca și cel din stânga jos, numit Arapaima, vedem câteva caractere generale întâlnite la toți peștii studiați de noi în această lecție. Și anume, faptul că trăiesc în mediul acvatic, au corp hidrodinamic acoperit cu solzi produși de piele, Skeletul lor poate fi cartilaginos la rechin, cartilaginos osos la sturioni, osos la crab și pești răpitori. Respirația lor este branhială, înmulțirea se face prin ouă, fecundația fiind externă, cu excepția unor specii de rechin, iar din ouăle lor fecundate ies pui temperatura corpului fiind variabilă, dependentă de cea a mediului în care trăiesc. La final, alături de acești pești frumoși pe care îi vedeți în imagine, pești care îi puteți întâlni voi într-un film foarte frumos destinat copiilor, se numește În căutarea lui Nemo, Vă recomand să-l vizionați. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați. Ne întâlnim într-o lecție viitoare, când o să studiem amfibienii, șerpii, șopârlele, broaștele, testoase și crocodilii. Până atunci, vă spun la revedere!